Domnilor și domnilor, ni s-a alăturat și mama Cristinei, doamna Doinița Mălureanu, bună seara! Bună seara! Pe pauza publicitară am tot vorbit aici, vă rog, doamnă, să ne spuneți ce vă făcea domnul după ce v-ați despărțit de el. După... Că ne-ați povestit acum de ne-ați îngrozit. A fost la mine 3 luni de zile când s-a luat cu fata, după aceea venea beat. Asta ne-a povestit doamna ea. Că... Da. A sărit la nepotul meu, la băiatul meu, cu cuțitul. Am anunțat poliția, ne-a arătat cuțitul la poartă când a ieșit în curtea mea de l-am dat afară. Minți, de ce minți acolo? Omoară. Jura tu pe sănătatea ta, bă, că nu, tu... Vorbiți frumos, vă rog foarte mult, să nu ciupem. Doamna Doina, eu am zis mereu că nu e emisiune de la limbaj. Doamna Cristina, doamna este o femeie bătrână, bă, suntem un post. Ai grijă ce faci. Domnul Puiu, dacă nu vă respectați soacra, nu puteți să așteptați să vă respecte copiii. Am ajutat la muncă și m-am îmbolnăvit, bă, nenorocit. Nu, vă rog, doamnă, vă rog foarte mult. Care muncă? Toată vara trecută a venit. Doamne, Dumnezeu, care vară? La muncă. Vorbiți frumos! Vorbesc că nu sunteți în recinție. Doamna Doinița, vă zic și eu ceva, da. Că sunteți gata, ca mama mea, sunt de aceeași vârstă. Doamna Doina, vorbiți frumos! Da, vorbesc, am dat 2 milioane să-și ia băiatul mașină, vreau să vă servici. Vorbesc, că ești și frumos. Am dat bani, da? Doamna Doina, eu am văzut pe șans la mamaie. Înțeles, n-am ținut... N-am băgat divorț de femeie ca să nu-mi ia copiii averea, doamna Doina! Domnul N-am băgat Puiu! Divorț de femeie să-mi ia copiii averea! Nu înțelegem ce spuneți! Omul a mărât, l-a sunut în pat! Domnul Puiu, vorbiți mai rar, că nu se înțelege! Ai sărit și vorbiți despre altceva, domnul Puiu! Eu vreau atâta să vă rog! Acum v-am tăiat microfonul, tocmai pentru că nu ne puteam înțelege! Nu, da, pe doamna Doina, Cristina, eu personal vă rog, nu vă stă bine, vă certați ca pe șanță așa strigați și vă... Adică nu vă avantă, eu vă cred ca mamă că sunteți disperată, că v-a terorizat. Da. Dar nu e în regulă, să știți. Eu aș vrea să ne spuneți dumneavoastră, doamna Cristina, ce v-a făcut acest domn, ce ne-a spus nouă acum pe pauza publicitară, după ce v-ați despărțit de ce el. Ce nu mi-a făcut, doamna Cristina? Ce nu mi-a făcut? Păi, hai să începem cu asta, cu ce nu v-a făcut. De toate mi-a făcut. Bătăi, scandalul, certul, vorbe urâte, jigniri, dat afară din casă. Ce s-a întâmplat în decembrie 2018? Să o luăm altfel ca să ajungem la ce ne interesează. 2018. După o ceartă tare între mine și dumnealui, mi-a dat 2 palme de am văzut negru în fața ochilor. M-a luat prin surprindere în casă, în dormitor, unde întomnam niște rufe. Și eu am văzut că se apropie de mine, dar am crezut că glumește, adică să ne contrazicem în vorbe. Nu, nici prin cap nu mi-am dat seama că mă lovește din nou. Și atunci am luat frumos, fata mea era afară în curte la joacă. Bine că nu a văzut. Fata dumneavoastră ce vârstă avea este atunci? Este minoră. Este minoră. Micuța. Fata mea, da. Și în momentul ăla am zis toate până aici. Eu nu sunt bătaia ta, sacul tău de box și bătaia ta de joc. Indiferent ce se întâmplă, chit că rămân și fără servici cum oamenii. A avut declicul, doamna Cristina. Da, la da, orice femeie bătută are la un moment dat un declic. Așa ceva nu se mai poate. Nu se mai poate. Și ați plecat. Și am plecat. Și? Și tot timpul, de când am plecat, am avut o nuntă în comună la cineva vecin de-al meu, a venit beat la nunta aceea, am fost nevoită să nu stau mai mult de 2 ore maxim, să plec cu fata, am plecat singură, m-a adus băiatul acasă unde stau cu chirie în Câmp Lung, și a rămas cu băiatul meu la masă și a început să stea de vorbă cu el, a băut la masă cu băiatul, în momentul când a luat un pahar de vin după masă, nu știu ce s-a întâmplat, că a vărsat tot vinul pe hainele copilului meu. Deci a văzut toți vecinii mei, mi-a povestit a doua. La serviciu... Poate din greșeală. Din greșeală, probabil, nu știu. Dar la serviciu s-a întâmplat să vină la dumneavoastră unde lucrați? Bineînțeles, bineînțeles, doamna Cristina. În data de 5 decembrie, domnul Puiu Staicu, când s-a întâmplat accidentul care este pe rol, să vă povestească dumnealui dacă este așa cum este corect. Ia unde erai în 5 decembrie la ora 11:05? La poarta cu erai, domnul Staicu? Să nu mai țipăm niciunul, vreau să nu mai țipe nimeni, vă rog. Pune tu, suflet, cinstit, că ne auzim. Cinstit, dacă ești atât de corect, Cristina, și de cinstit, unde Cristina, erai? Cristina, în aceea zi mai dat dracului. Domnule, vă rog, Cristina, la în aceea zi mai dat dracului și ai închis telefonul, adică m-am dus la Norna. Explică unde erai în data de 5 decembrie la 11:05. Auziți, doamna, e clar că nu puteți dialoga cu dânsul, mai că la nivelul ăsta, da. Spuneți la poarta la Nobel, unde te-a ridicat la mine mașină. Dar cu accidentul pe mine mă interesează. Asta spunea că domnul spune că la poarta la Nobel, unde te-a ridicat tu mașină, te-a ridicat de bună voie.
Cine, moarta? Și nu. Cum erai la volan, puiu? Da, s-a urcat în mașină fără voie. În ce hal erai la volan, puiu? Erați băut? Eram băut, asta a trebuit pentru mine, că am băut. A, și dumneavoastră, de ce nu l-ați oprit ca soții, l-ați lăsat? Dacă am băut, da? Bea la volan cu mașină. Prima dată când vine după mine și ca să înțeleagă telespectatorii de acasă ceva, ar trebui să spunem în felul următor. Domnul s-a urcat cu 062 la volan și a omorât o femeie dintr-o comună. Cu doamna în mașină. Doamna în mașină. Pe sene vă și certați pe sene în mașină. Dar bineînțeles, ne-am certat pentru că i-am spus să mă duc acasă, că eu nu mă întorc la dumneavoastră. Era bea, dumneavoastră vă certați în mașină și a dat în femeia. Eu nu am știut că este băut, că eu am ieșit de la schimbul 2, nu am vorbit cu el la telefon. Nu am dat în femeie, nu am dat în așa. Nu mă bată, doamna, nu mă bată să-mi facă scandal, că nu este primul scandal care mi-l face. Deci cumva de teroare v-ați urcat la el în mașină. Da, da, da. Cristina, de ce ai mins, Cristina, că te-ai urcat de bună voie? Cum s-a întâmplat acest accident? Venind pe o vale acolo. Vă rog să faceți puțin așa, dacă nu îi tăiați microfonul, pot să povestesc că intervine și... Da, dar spuneți, ați mai fost vreodată cu el în mașină când era beat? Mami, Cristina, ce are aia? S-a întâmplat în decembrie, tu ai venit duminică, sâmbătă, joi, ce are una cu alta? Atunci a venit de acasă. Eu oricum, ideea e că dacă nu vă vor ajuta autoritățile să scăpați de dânsul, vă vor ajuta în speța asta dumneavoastră, da. Vă vor ajuta în speța dânsului. Hai să revenim și la autorități. Da. Dumneavoastră ați făcut plângeri la poliție, da. Că vă terorizează, da. Că vă caută, că vă sună, că vă amenință. Da. Ce s-a întâmplat cu autoritățile, doamnă? Doamnă, autoritățile și-a pus în vigoare toate plângerile mele. Și-a tras plângerea, și-a tras plângerile. Mă las să vorbesc? Haideți să vorbim plângerile. Da. De ce am retras plângerile, domnul? L-am retras de frica lui, după ce l-a chemat, că el și-a luat angajamentul. Ai venit înapoi la mine, bă, bani! Domnul Puiu, spune că și-a retras plângerile de frica dumneavoastră. Da. Păi e adevărat sau nu e adevărat? O terorizați, domnul Puiu? Nu, nu. Cristina, aici... Te rog. S-a dus dumneavoastră, dacă era de frica mea, de ce a venit încoace sâmbătă, duminică, joi, 30 aprilie, de ce a venit încoace? Am înțeles de ce a venit, că locuiți, aveți rude în acela sat, de aceea a tot venit. Spuneți, domnul Mihaescu. Deci v-am mai vorbit și acum cu retragerea, se pare că e adevărat. V-am întrebat. Doamne, nu poți să stai cu cineva care te bate atâta vreme, fără să ai un avantaj. V-am întrebat, ce beneficiu aveați? Nu, nu, eu nu sunt de acord. Nu ești de acord, dar eu trebuie să văd și asta. Chiar dacă nu-s de acord. Păi stai puțin, dar este toate femeile care-s bătute. Și-și retrag plângerile. Nu e, dar este o chestie. Măi, dar tu ești psiholog, ar trebui să... Tocmai că sunt psiholog, tocmai din cauza asta. Sindromul Stockholm, adică... Este traumă feminină, să știți. Da, e adevărat. Toate femeile în situația mea nu au curajul să vină să spună adevărul. Eu am curajul să spun adevărul pe chestia asta. Doamne, așa este și noi vă felicităm pentru că s-a lăudat ca are oameni la poliție. La un moment dat... Domnul psiholog, s-a lăudat ca are lumea la picioare, că are bani, are neamul și-l ajută. Dar stați un pic. Poate să mă omoare el. Doamna Cristina, stați o secundă. Bebe, dar să știi că există femei care au trăit în teroare 50 de ani, 20 de ani. Nu e o regulă să pleci după 2. O femeie deșteaptă pleacă după prima palmă. Păi, altele se întâmplă. Pe prima palmă, nu să și 40 de ani. Cum s-a întâmplat? Dar nu o găsesc vinovată pe doamna cu absolut nimic. Vinovați, noi nu mai vedem ce spui de ce vinovați, noi expunem o situație. Ca mine sunt mii și mii de femei traumatizate. Așa de este, oameni care de ce v-ați retras plângerile? De ce v-ați retras plângerile? Pentru de frica lui tot timpul, că eu sunt singură, băiatul meu studia în București, eu eram cu o fetiță singură, tatăl meu era bolnav, paralizat la pat, mama nu avea cine să mă ajute. Fratele meu are familia lui, nu poți să despartă o familie. E o situație foarte neplăcută.